Am venit înaintea Sfinției tale să-ți mulțumim de bunătatea care ți-ai arătat-o față de noi. Căci atunci când noi eram împotriva voiei tale, păgâni și neascultători, tu ai făcut ca jertfa Mântuitorului să moară pentru noi și ai plătit pentru sufletul nostru. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru bunătatea care ți-ai arătat față de noi. După ce ne-ai mântuit, Tată din ceruri, te rugăm, păstrează-ne mântuiți în casa ta. Ajută-ne să-ți putem mulțumi pentru toate binecuvântările, pentru pâine, pentru aer, pentru apă, pentru purtarea de grijă. Îți mulțumim, Tată. Am venit în această zi la cuvântul tău. Am adus cererile noastre, rugăciunile noastre înaintea ta. Te rugăm să ai milă să lucrezi la cauzele noastre. Am adus cauzele celor bolnavi. Dacă mai ai milă, dacă mai ai îndurare, facă-se voia ta în toate. Te rugăm, lucrează la cauzele de boală, fie sufletești, fie trupești, dar adu-ți aminte de omul căzut, ridică-l, izbăvește-l dacă este voia ta. Te rugăm, Tată din ceruri, călăuzește-ne prin Duhul tău în ziua de astăzi și toată viața noastră să fie sub călăuza Duhului tău. Te rugăm, Tată, dacă tu vrei să lucrezi cu cineva, în ziua de astăzi să vestești cuvântul tău, umple-l de puterea Duhului tău, ca nu înțelepciunea oamenilor, nu cunoștința oamenilor să vorbească, ci puterea ta, Duhul tău cel sfânt. Și chiar dacă nu ne-ar plăcea cum ne înveți, fă-ne să ne placă că este voia ta. Tu ești în măsură să lucrezi cu lutul, chiar dacă trebuie să-l mai scarpeni, să treci cu ceva să ne dărâme, facă-se voia ta în toate. Ajută-ne să-ți mulțumim că tu ne-ai strămutat din împărăția întunericului în împărăția dragostei Fiului tău. Ajută-ne să ne arătăm că suntem în împărăția luminii, că trăim ca lumini în fiii oamenilor. Te rugăm, Tată din ceruri, primește rugăciunea copiilor pentru părinți, a părinților pentru copii și toți împreună vrem să-ți mulțumim. Tată Iahve, prin jertfa lui Iașua. Amen.